În anul 2022, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri a încasat 3,849 de milioane de lei, reprezentând venituri proprii din tarife de utilizare a drumurilor județene, amenzi, autorizații pentru drumuri județene, calculații și autorizații speciale de transport agabaritic, suma în cauză fiind utilizată pentru decontarea lucrărilor la infrastructura rutieră județeană. Pe de altă parte, s-au executat lucrări de întreținere și reparații curente pe 993 de kilometri de drumuri județene, valoarea lor fiind de aproximativ 6%. 45 de milioane de lei. Conform unei informări a structurii din subordinea Consiliului Județean, pe durata anului trecut, pe drumurile județene din administrația Direcției Județene de Drumuri și Poduri s-au executat lucrări de întreținere și reparații curente pe 993 km de drumuri județene, valoarea lor fiind de aproximativ 65,11 milioane lei. În perioada la care facem referire, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava a eliberat 237 de acorduri, 232 de autorizații, a semnat 57 de noi contracte de utilizare a drumurilor județene și 28 de acte adiționale la contractele existente, numărul contractelor urmărite de inspectorii de specialitate pentru încasare fiind de 756. De asemenea, au fost eliberate 18 autorizații speciale de transport în valoare de 29.600 lei. Direcția județeană de drumuri și poduri a întocmit 169 de procese verbale de contravenție, dintre care 167 amenzi, însumând 569.850 lei. Din acest total, în termen de 15 zile au fost încasate 149 de amenzi în valoare însumată de 231.850 lei. În 11 cazuri, sancțiunile contravenționale au fost încasate în totalitate, contravaloarea lor ridicându-se la 31.400 lei. De cealaltă parte, 5 procese verbale de contravenție au fost atacate în instanță, fiind formulate plângeri care se află pe rolul instanțelor de judecată. În vederea recuperării debitelor în anul 2022, Direcția Județeană de Drumuri și Podul Suceava a întocmit și transmis 50 de adrese de înființare de popriri, 83 de adrese de revenire la popririle înființate anterior, cât și 25 de somații. Totodată pentru recuperarea debitelor rezultate din amenzi și tarife de utilizare au fost formulate 57 de sancțiuni în instanță.